Continuăm jurnalul. Catedrala Patriarhală, cu o istorie de peste 3 secole și jumătate, a străbătut veacurile păstrând frumusețea arhitecturii și amintirea timpurilor trecute. După ce ieri am aflat de la părintele profesor Florin Cerbănescu motivația construirii unei mănăstiri pe colina ce astăzi se numește a Patriarhiei, astăzi vom descoperi de ce de-a lungul secolelor în care a dăinuit asupra Bucureștiului, lăcașul de cult a primit apelativul de Maică a Bisericilor Valahiei. Înălțată ca biserică de mănăstire și închinată Sfinților Împărați Constantin și Elena, ctitoria domnitorului Constantin Șerban Basarab a găzduit cele mai importante evenimente religioase ale vieții bisericești din țara românească, devenind maica tuturor bisericilor Valahiei. Cei doi mitropoliți de care se leagă începuturile mitropoliei fiind Ștefan și după el Teodosie, care a urcat în scaunul mitropolitan în dată după moartea lui Ștefan, în iunie 1668, și căruia domnitorul Radu Leon i-a dat primul mare hrisov de așezare statornică oficială a mitropoliei la Mănăstirea Sfinților Împărați Constantin și Elena, 8 iunie 1668. În perioada ulterioară, am spune că mai semnificative ar fi în primul rând evenimentele legate de aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la 1774, după sfârșitul unui război ruso-turc, când un bun creștin din București, Hagi Dimitrie, împreună cu mitropolitul Grigori al II-lea din acea vreme, au reușit să-l determine pe generalul rus Petru Saltăcov să lase aceste moaște pe care le adusese de pe malul drept al Bulgariei, de la satul acesta numit Basarabi sau Basarabov, în limba bulgară. Și după acest moment, am putea spune că încă și mai puternic decât înainte, a intrat această biserică în conștiința credincioșilor, în conștiința întregului popor, ca maica bisericilor Valahiei. Pe la 1800, lucrul acesta era comun, numele folosit de toți, îi ziceau maica bisericilor Valahiei. După anul 1925, când Biserica Ortodoxă Română a fost ridicată la rangul de patriarhie, Catedrala Mitropolitană a devenit provizoriu Catedrală Patriarhală până la edificarea unei noi catedrale adecvate. Ar fi de spus că odată cu înălțarea bisericii noastre la rangul de patriarhat în 1925, catedrala care până atunci pusese Catedrală Mitropolitană a devenit în mod firesc Catedrală Patriarhală. Dar gândul era încă de după războiul de independență, de înălțarea unei catedrale noi. Proiectul a fost de atunci, de la 1881, după proclamarea regatului inițiat. Patriarhul Miron, întreprinzând lucrările acelea de restaurare pe care le-am amintit, de pe la 1930, cu gândul că o restaurează pe aceasta ca să mai poată servi drept și de catedrală patriarhală până la construirea viitoarei noi catedrale, care el i-a sfințit atunci un loc de altar chiar din jos de dealul Mitropoliei, în piața Bibescu Vodă, care era la poalele dealului Patriarhiei. Am menționat lucrul acesta într-o inscripție care astăzi este mai puțin cunoscută, este deasupra cafasului corului și menționează acest lucru, intenția lui de a construi o catedrală, deci reparăm această veche catedrală ca să poată servi și de catedrală patriarhală până la construirea viitoarei catedrale patriarhale sau catedrala Neamului, Catedrala Mântuirii Neamului, cum i-au zis și el și regele Ferdinand și cum a fost adoptat acest denumire în epocă și păstrată până astăzi. S-au ocupat de această catedrală și patriarhii de după Justinian, Justin și patriarhul Teoctist au făcut lucrări de reparație, dar ultima, cea mai importantă, amplă abordare pe toate planurile a restaurării bisericii mitropolitane și patriarhale a fost întreprinsă de pe fericitul Părinte Patriarh Daniel în anul 2008, în dată după înscăunarea sa ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În ce privește, cum spuneam, funcția ei, într-adevăr a fost Maica Bisericilor Valahiei din 1925 și am putea spune că a devenit Maica Bisericilor de întreaga Românie. Ea va rămâne în continuare Catedrala Patriarhală istorică și, sigur, având și tradiția aceasta mitropolitană, iar această funcție de Maica Bisericilor din întreaga Românie va fi preluată în contemporaneitate de noua Catedrală Patriarhală
înălțată în anii păstoririi prefericitului Părinte Patriarh Daniel. Vom avea deci pe două coline ale Bucureștiului, două inimi care vor bate ca o pendulă într-un punct și celălalt, așa, marcând, am putea spune, ca bătaia inimii noastre, sistolă, diastolă, între o vatră veche istorică care ne ancorează în timp și o vatră nouă care ne leagă cu timpul și ne ancorează în contemporaneitate și din contemporaneitate ne deschide fereastra către viitor în speranța unei istorii bogate și frumoase și ziditoare de suflete în mijlocul poporului român a Ortodoxiei românești. De-a lungul timpului, Catedrala Patriarhală a fost martoră și a altor evenimente importante. Între zidurile sale au răsunat cuvintele marelui mitropolit Antimi Viranul, la iconostasul său s-a închinat Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, iar în Sfântul Altar au săvârșit Sfânta Liturghie episcopi, mitropoliți și patriarhi ce au marcat viața bisericii și a poporului român.